Bună ziua! Mă bucur să mă țin de cuvânt și știu că în spatele sticlei la care mă uit acum sunt ochi curioși, sunt ochi prietenoși care vor să afle cum am gătit pleurotusul. Între timp am mai mâncat și eu din el pentru că mi s-a făcuse foame și a rămas suficient de mult ca să vă prezint și dumneavoastră. Iată cum arată tigaia cu pleurotus, cu păstrăv. Îl confund adesea cu pleurotus. Pleurotusul este altceva. Păstrăvul este de culoare aurie, cum se vede și în tigaie. Nu în toate zonele țării se zice păstrăv de prun, cum îi spunem noi prin zona noastră. În alte părți îi zice găină de pădure. Găină de pădure, auzi ce denumire. Și în alte părți este numit iască galbenă. Iască galbenă. Deci acesta este păstrăv de prun sau iască galbenă sau găină de pădure. Iată cum l-am pregătit. Arată foarte bine. Așa. Am servit din el. Este foarte bun. Are gust așa, cam, cum spun unii, cam ca de pieptul de pui, asemănător cu pieptul de pui sau cu păstrăvul, carnea de păstrăv de la munte, peștii care se găsesc în apele limpezi de munte, are gustul asemănător cu acestea. Cum l-am pregătit? Deci l-am fiert foarte bine în apă, în apă clocotită, l-am pus apoi într-o sită să se scurgă bine de apa respectivă, apoi l-am dat prin mălai. După ce l-am dat prin mălai, l-am pus în uleiul din tigaie, care era încins, și l-am lăsat să se rumenească destul de bine pe o parte, l-am întors și pe partea cealaltă și iată că a ajuns în faza în care se află acum, când este bun pentru servit. Aici mă găsesc în mijlocul naturii, în fundul grădinei personale și este un aer curat, bate vânt răcoros, este umbră și este un loc foarte bun pentru a prezenta meniul și pentru a servi. Păstrăvul acesta sau iasca de pădure, cum se mai spune în alte locuri, are și proprietății terapeutice. Știm că Dumnezeu ne-a lăsat alimentele cu dublu scop, să ne hrănească, să ne dea caloriile necesare pentru a putea să lucrăm, să ne facem lucru zilnic și în același timp orice aliment pe care Dumnezeu l-a creat de natură vegetariană are și un alt scop și anume scop terapeutic. Păstrăvul acesta de prun are denumirea latinească, îi se spune Sulfureus laetiporus. Sulfureus laetiporus, așa poate fi găsit pe Google. Și ca proprietăți terapeutice putem menționa faptul că este cancerigen, deci luptă împotriva cancerului, este citostatic, are proprietăți antiinflamatoare, deci împotriva inflamațiilor, este antiinfecțios, antioxidant, un foarte bun antioxidant, antimicrobial, luptă împotriva microbilor care produc infecțiile și hipoglicemic, adică coboară glicemia de la nivelul înalt, luptă și coboară glicemia pentru cei care au glicemia mărită. Iată ce calități mari și binecuvântate a pus Tatăl nostru în această ciupercă. Ciupercă ce se găsește pe prun și nu numai, am mai găsit, cum spuneam, și pe salcie și pe cireș. Iar pe lângă păstrăv, care are un gust foarte plăcut, o aromă îmbietoare, am pregătit, cum spuneam, și mămăliguță, o mămăliguță de un galben auriu și lângă păstrăv usturoi. Usturoiul din beci s-a mucegăit, e o perioadă în care el se degradează acum datorită căldurii și
Am luat frunze de usturoi din grădină, le-am tocat mărunt, le-am dat un pic de sare și le-am pus un pic de ulei, l-am amestecat și este foarte bun spre a fi servit cu păstrăv și cu mămăliguță. Da, pe lângă păstrăv și mămăliguță am pregătit și un piure de cartofi. Cartofii i-am fiert și după aceea am fiert, i-am paxat cu blenderul. Am pus un puțină sare și am pus lângă ei și puțin bulion. Sunt foarte gustoși. Cartoful, după cum știm, este prietenul stomacului. De asemenea, usturoiul, pe lângă proprietățile plăcute pe care le are și care ne ajută să avem un gust plăcut la mâncarea pe care o servim, are și nelipsitele proprietăți terapeutice, printre care menționăm cu dublu scop, uz intern și uz extern. Pentru uz intern, deci atunci când îl servim, putem spune că este antiseptic intestinal și pulmonar, e bacteriostatic usturoiul, așa, bactericid, e tonic, stimulant general al organelor digestive, deci favorizează digestia, stimulant operator, hipotensor, este indicat pentru persoanele care au probleme cu inima, care au tensiune, hipotensor, încetinitor al pulsului, în situații în care avem pulsul mărit, antispasmodic, deci produce micșorarea spasmelor musculare, reechilibrant glandular, reechilibrează toate glandele organismului, antigutos, pentru cei care au probleme cu guta, antiartritic, stomahic, deci e bun pentru partea bucală, pentru gura unde mestecăm hrana, carminativ, vermifug, pentru copilașii care au vermișori este foarte indicat să se mănânce, febrifug, luptă împotriva febrei și este și un bun preventiv al cancerului. Iată câte roluri importante și multiple are în ce privește uzul intern al usturoiului. Dar usturoiul are și un uz extern. Putem să-l folosim și sub formă de cataplasme pe piele. Ce proprietăți are în ce privește uzul extern al usturoiului? Așa. E antiparazitar, sedativ, e calmant, resorbant și tonic general. Este recomandat pentru uz intern în profilaxia și tratamentul bolilor infecțioase, diaree, dizenterii, afecțiuni pulmonare, astm și enfizem, tuse convulsivă, astenie, slăbiciune generală, spasme intestinale. Deci este un aliment, medicament, ca de altfel toate alimentele pe care Tatăl Ceresc ne le-a lăsat, dar usturoiul, ceapa au cele mai multe, varza, lămâia, au cele mai multe proprietăți terapeutice. Hrana voastră să fie medicamentul vostru. Cineva mă ruga, după ce l-am anunțat că am găsit păstrăv de prun, să mă gândesc și la el când mănânc acest păstrăv. Eu vă recomand să mergeți și să aveți succes în căutarea păstrăvului, pentru că în perioada aceasta, în luna mai, se găsește și după aceea să-l serviți, să vă bucurați de el și dacă vedeți un
o ciupercă, un burete care a crescut pe trunchiul prunului și are culoare galben-portocalie, să nu aveți nicio teamă că nu este otrăvitor, este bun, este comestibil, este foarte consistent, ține de foame, are o textură foarte concentrată și are și un gust cu totul și cu totul de excepție. Mirosul este îmbietor, așa că, iată, încă suntem în luna mai, în mod deosebit cei care locuiesc la munte și unde se găsesc prunii într-un număr mai mare, mai ales în zona de dealuri, să plece într-o călătorie interesantă, acum în luna mai, să găsească păstrăv, să-l prepare după rețeta pe care ați auzit-o la mine și să se bucure de darul naturii. Mulțumim pentru atenție și vă dorim vizionare plăcută, căutare plăcută și poftă bună în cazul în care veți găsi păstrăvul de prun. La revedere, pe data viitoare!